Dar tu nu știi? Tu nu știi? Ce păi? Păi, poarta nu e închisă. Pentru că tu nu te-ai dus în câștia jăluiești, dar eu m-am jăluit și am strâns la poliție și tot locul am strâns când închideau poarta. Dar tu nu știi de asta, acum o schimba chiar la catul. Ai înțeles sau nu? Și poarta nu poate să fie închisă. Câte ori ai venit? Poarta era închisă dacă eu sunt acasă. Dar m-am sus ce lăsesc, ca să spun avizul. Nu, scuze, 2, 3, 4, încă o dată, eu te prind. Ca să spun avizul aia, să te scrii și-o pur. Dar de ce eu? Dar de ce eu la 80 de ani trebuie să vin să o iau de aici? Păi ce ocazie? Nu, eu am ieșic. Bine, la știi. Eu am ieșic. Și fiinte cum a intrat până acum, fiinte să o pui în iar ce cel. Ai înțeles? Ce bun bun! Ce bun bun! Tu n-ai văzut-o, ai trecut pe lângă tenta, cu o cazare în picioare la poartă. Da, n-ai ridicat fost o ei, s-o pui înapoi. Ai înțeles? E seama că ai de afaceri cu mine. Luați măsuri, vă rog. Maria, noi ne cerem din partea noastră. Nu-i prima dată plângere pe dânsul, v-am spus. A fost plângere scrisă tocmai la directorul cel mai mare, Poșta Moldovei.